Bună! Bine ai venit pe acest canal! Eu sunt Ștefania și astăzi vom deschide împreună câteva colete care au ajuns la mine în ultimul timp. Am câteva colete de PR și câteva comenzi pe care le-am dat în ultimul timp și pentru că am promis pe Instagram că vă arăt noutățile, m-am gândit să strâng toate coletele într-un singur clip. Voi începe cu OMG Box, este cutia lunii iunie. Și chiar dacă am scris despre ea pe blog, vreau să vă arăt și aici produsele. Tema lunii iunie a fost Bold for the Summer și produsele din această cutie au fost gândite pentru un machiaj mai îndrăzneț. Toate cele 6 produse sunt de la Boys & Berries și voi începe cu lipiciul pentru glitter. Și în cutie am găsit și un glitter, nuanța Tiff. Este un glitter cameleonic. În această cutie am găsit și o pensulă, tot de la Boys & Berries. 180 Classic Blender este aceasta. Mie îmi plac foarte mult pensulele lor. Se comportă foarte bine la spălat și aplică foarte bine produsele. O mascara, Ménage à Trois. Un ruj din gama All Day Matte. În nuanța Poison Ivy, care mi se pare o nuanță mai potrivită pentru toamnă. Și vedeta acestei cutii este cu siguranță paleta Crushed Berries. Eu mai am palete de la Boys & Berries. Vă voi lăsa link în descriere pentru review-ul uneia dintre ele. Fardurile sunt foarte pigmentate, sunt cremoase, nu sunt prăfoase, se estompează foarte bine și nuanțele sunt absolut superbe, trebuie să încercați neapărat una dintre paletele lor. Odată cu această comandă am mai pus două produse în coș, este vorba despre mascara pentru sprâncene de la NYX, încă o paletă, tot de la Boys & Berries, Vivid Dreams de această dată, o paletă cu nuanțe de fate și farduri colorate perfecte pentru vară. Makeup Shop este unul dintre site-urile mele preferate când vine vorba de produse de machiaj și vom mai avea un colet pentru că zilele acestea sunt reduceri pe site. Dar până atunci vreau să vă vorbesc puțin despre două cutii Pick & Dazzle. Eu mai vorbit despre abonamentul la Beauty Box-ul Pick & Dazzle anul trecut, dar de această dată este vorba de niște cutii special create pentru această vară. Am pus și eu mâna pe două dintre acestea și vreau să vă arăt produsele din ele. Cutiile sunt cele clasice roșii. De când le-am achiziționat eu și până acum s-au schimbat puțin produsele din interior, dar vă voi lăsa link în descriere către cutii asemănătoare. De exemplu, pe aceasta i-am dat 130 de lei, iar conținutul ei fiind de 270 sau ceva de genul. Și înăuntru am două măști, un gel de duș și o loțiune de corp cu zmeură și lime. Am mai avut gel de duș la acest brand și mi-a plăcut foarte mult mirosul lui. Avem și o palețică de la Miss Cop. Aceasta va ajunge la voi într-un din giveaway-urile de pe Instagram. Am încercat produsele lor și mi-a plăcut foarte mult. Nuanțele și de fate sunt absolut superbe. Am un iluminator care arată senzațional, foarte intens. Am aici și o apă micelară pentru strălucire. Și ultimul produs este unul dintre produsele mele preferate. Este vorba despre uleiuri pentru plajă de la Coco Solis. Așa arată ambalajul și acesta este produsul. Miroase foarte bine a cocos. Hidratează pielea și oferă un bronz foarte frumos. Eu l-am avut și anul trecut într-una dintre cutiile Pick & Dazzle și mi-a plăcut foarte mult. Acesta este produsul care m-a făcut să cumpăr această cutie. El singur valorând 100 de lei și cea de-a doua cutie, nu mai știu exact prețul acesteia, dar vă voi lăsa scris pe ecran. Aceasta conține 8 produse și avem din nou două măscuțe pentru ten. Un gel pentru curățarea tenului. O pastă de dinți pentru albire, am avut-o și anul trecut într-una dintre cutiile Pick & Dazzle. Nu pot să spun că are rezultate wow, dar mi-a plăcut. Două produse Organic and Botanic, un balsam pentru păr cu keratină și un ser pentru zona ochilor.
Și încă două produse Coco Solis. Este vorba despre loțiunea cu SPF 30 și încă un ulei de plajă, tot cu aromă de cocos. În principiu, la Pick & Dazzle găsesc branduri pe care nu le întâlnesc atât de des în magazinele noastre și pot testa și altfel de produse. Mai departe, am aici un pachetel de la Tekir. Tekir este un brand românesc. Am aici câteva produse tare, tare drăguțe. Voi începe cu acest săpun cu ursuleț, special pentru cei mici, cu nămol și argilă roșie. Încă un săpun cu nămol și lămâie de această dată, care are un fluture foarte drăguț. Produsele sunt lucrate manual. O cremă hidratantă pentru mâini și soluții igienizante pentru mâini. Îmi place că vin în două variante. O variantă de 100 ml care poate fi purtată în geantă sau în ghiozdan, sau ai mereu la îndemână, și varianta de 250 ml cu pompiță pentru acasă sau pentru mașină când venim de la cumpărături, ne dezinfectăm repede pe mâini. Acesta este un kit gândit de cei de la Tekir, un kit pentru mâini curate, pentru că trebuie să avem în continuare grijă și să ne spălăm cât mai des pe mâini. Am și un colet de la Bioderma. Am lansat un SPF cu acoperire mare, potrivit pentru pielea mixtă și grasă. Este vorba despre Photoderm Cover Touch SPF 50+, ce promite acoperire mare, rezistență la razele UVA și UVB, promite să matifieze tenul până la 8 ore, este rezistent la transfer și waterproof. Vine în două nuanțe, auriu și deschis. Nu am încercat încă aceste produse pentru că am ceva asemănător desfăcut deocamdată, dar voi reveni cu impresii. Și odată cu acele produse am primit și un burețel care este foarte moale, de-abia aștept să-l încerc, care a venit într-un pliculeț foarte util pentru a transporta, de exemplu, în călătorii burețelul de machiaj. Dacă ați încercat aceste produse la Bioderma, sunt curioasă să aflu părerea voastră în comentarii. Am aici o plunguță de la Infinite Love și despre ei găsiți mai multe informații pe blog, o voi lăsa link în descriere. Am aici o nouă lansare de-a lor, este vorba de bombele de baie. Eu am aici varianta cu strugure care miroase foarte bine și m-a ținut cu greu să nu o folosesc. Și am primit și un parfum K111. Am încercat parfumurile lor, îmi plac foarte, foarte mult. Pe lângă prețurile accesibile și gama variată de parfumuri, sunt foarte persistente și cele pe care le-am nimerit eu sunt foarte puternice, exact așa cum îmi plac mie. Găsiți insulele Infinite Love în mall-urile din București și din țară, care s-au redeschis, și vă recomand să treceți și să încercați câteva parfumuri de la ei. Am primit un colet și de la Pantene. Am aici șamponul Aqualight pentru păr cu tendință de îngrășare și masca Repair and Protect pentru păr deteriorat. Le încerc și revin pe blog cu impresii sau chiar aici în Empties. Următorul colet este de la Bastor și Pervol și este vorba de noul Pervol Renew and Blossom pentru toate tipurile de haine. Sunt tare curioasă să-l încerc pentru că nu am mai folosit până acum detergent Pervol. Sunt curioasă să văd dacă hainele mele chiar își vor păstra culorile așa cum promite acest detergent. Și rămânem tot în zona de detergenți, de această dată fiind vorba despre câteva produse de la Sano. Am aici balsam pentru rufe, detergent pentru rufe, acesta l-am mai avut și îmi place foarte mult cum miroase. Chiar dacă este o formulă special creată pentru hainele celor mici, îmi place foarte mult să o pun la hainele preferate pentru că miroase senzațional. Și mai am aici un odorizant pentru cameră. Și ultimul colet este o comandă la Makeup Shop. Cum vă spuneam, zilele acestea au reduceri și am luat și eu câteva lucruri, mai ales pentru concursurile pe care plănuiesc să le organizez pe Instagram. Vă las link în descriere să mă urmăriți și acolo. Dar să vedem ce ascunde această cutie. Am luat 3 perechi de gene false din modelele noi. Am aici Freya, Gaia și Athena. Și două rujuri metalice de la Boys & Berries. Cea de sus este nuanța Follow Me și cea de jos este Sex on the Fire.
Am luat și două pachetele cu bărăție din aceștia noi de la Boysenberries. Eu folosesc beauty blenderul de la Boysenberries, varianta aceea Marble, și îmi place foarte mult. Este foarte moale și aplică produsele foarte bine pe ten. De când l-am, nu mai pe acela-l folosesc. Am și trei borcănașe cu glitter pentru giveaway. Am aici nuanța Phoenix, Orion, un auriu foarte frumos, și nuanța Lyra, un verde albastru foarte interesant. Am și câteva palete de la Sleek. Sunt paletele pe care eu le-am folosit la început, când a început toată pasiunea asta cu make-up-ul. Sunt perfecte pentru începători. Paletele pe care le-am luat sunt Vintage Romance, cu nuanțe de mauve, Oh So Special, cu nuanțe mai nude, Original, care din câte văd are numai nuanțe sidefate, și Color Carnage. Eu am această paletă dintr-un OMG box, puteți să vedeți nuanțele ei în articolul respectiv, o să vă las link și către acela în descriere. Și ultimele produse sunt aceste măscuțe, care au un preț foarte bun, în jur de 2 lei acum la reducere. Îmi place foarte mult efectul pe care îl lasă pe ten. Sunt pline de ser, șervețelul este de o calitate foarte bună și este perfect pentru a acoperi întreg tenul. Este a treia sau a patra oară când le recumpăr și mereu la reducere pentru că au un preț foarte bun, așa cum vă ziceam. Sunt disponibile în 4 variante, cu papaya, cu piersică, cu mangosten și cu licii. Și cam aceasta este comanda Makeup Shop și întreg unboxing-ul. Aștept să-mi spuneți în comentarii dacă ați încercat vreunul dintre produsele pe care eu le-am găsit astăzi în coletele mele. În descriere veți găsi link-ul pentru toate aceste produse, dar și link-ul către blog, Instagram și Facebook. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați like și să vă abonați canalului. Mulțumesc că ați vizionat acest clip. Pe data viitoare! Pa!